Discutăm în continuare și despre planurile Partidului Social Democrat. Am văzut că Marțul Ciolacu a anunțat că PSD este pregătit să intre la guvernare și a cerut alegeri anticipate. Pe ce considerând? Partidul Social Democrat a câștigat alegerile de anul trecut, alegerile parlamentare. Nu este niciun secret. Doar jocul politic sau politicianist al președintelui României a făcut ca PSD să nu guverneze. S-a mers pe o variantă de guvern cu locul 2, 3 și 4, cu locurile 2, 3 și 4. S-a creat o majoritate astfel. Da, dar cumva a fost ignorată dorința românilor care au dat cele mai multe voturi PSD. Toate sondajele făcute ulterior alegerilor și de către PSD și de către instituții independente au arătat că PSD conduce autoritar în topul preferințelor românilor. Deci, oamenii vor un guvern PSD astăzi, nu numai membrii PSD sau conducerea PSD, și alegătorii români își doresc acest lucru. Dar alegerile anticipate sunt un instrument care ajustează la zi opțiunea electorală de la alegeri. Suntem într-o perioadă în care mișcările sunt bruște, deci acum PSD este undeva între 35 și 40%. În sondajele interne și nu numai, și în alte sondaje făcute de alte partide. PNL este undeva la 20%. Vorbim despre o diferență foarte mare, vorbim despre măsuri care trebuie luate urgent. Sigur, e foarte ușor politicianii să spui, hai să lăsăm PNL și USR să cadă la 10%. Dar între timp ce se întâmplă cu economia României, ce se întâmplă cu pensiile, ce se întâmplă cu alocațiile, ce se întâmplă cu învățământul, sunt foarte multe domenii care se degradează de pe o zi pe alta, foarte mulți oameni care suferă, foarte mulți oameni care au nevoie de ajutorul guvernului și acest ajutor astăzi nu vine. Horeca, industriile conexe, foarte multe firme au probleme, nimeni nu îi ajută. Oamenii vor ajutor, vor altceva de la guvern și atunci opțiunea politică se modifică. Este un lucru studiat.